Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi un videoclip destul de interesant, zic eu, și desigur, dacă vedeți că am în spate tentativa mea de bibliotecă, să știți că discutăm despre cărți. Așadar, astăzi am făcut un top cu 5 cărți thriller care m-au făcut așa să fiu cu sufletul la gură, care m-a ținut mult în suspans. Nu știu, vedem ce titlu așa spectaculos să se dă. Și desigur, mi-am adus aici agenda, că știți cum este, nu se poate fără. Chiar uitați în jos și am coborât ca să o iau, că da, am zis că sigur ratez ceva. Așadar, haideți să vedem ce cărți am aici. Sunt 5 la număr pentru că nu am vrut să mă întind cu prea multe. Nu sunt toate cărți recent citite, sunt cărți pe care chiar le-am citit în urmă cu foarte mulți ani, am una de aici. Și sunt cărți care chiar mi-au plăcut, chiar m-au surprins și m-au ținut așa cu sufletul la gură până la ultimul moment. Așadar, fără prea multe introduceri, că deja vorbesc de multă vreme, haideți să vedem care sunt aceste 5 cărți. Și în primul rând avem în spatele ușilor închise. O să vedeți că este așa o chestie cu uși, dar și cu dispariții, da? O să ajungeți și acolo. În această carte avem un el și ea, care din exterior pare a fi cuplu perfect. El este galant, drăguț, superb din toate punctele de vedere și ea este această femeie superbă, foarte bine aranjată, care pare că are căsnicia perfectă, dar după cum se știe de fiecare dată, nu toate lucrurile sunt așa precum par. Și cumva avem părți din prezent și părți din niște flashback-uri din trecut și cumva ne aduce la aceeași în același punct. Și aflăm de faci de drept că această femeie care pare că are totul pus la punct și pare că are cea mai bună, a făcut cea mai bună alegere din viața aici, are cea mai bună familie, cel mai bun soț, cea mai bună casă, cea mai frumoasă viață, aflăm că de fapt de drept nu este chiar așa și secretele care sunt exact așa în spatele ușilor închise cam dau de bănuit. Avem femeia aceasta. Are o soră care are sindromul Down și ea este foarte legată de toată povestea. Cartea mi s-a părut a fi o carte extraordinar de bună. Efectiv, te ține cu sufletul la gură până în ultima secundă. Finalul este bun. Personajele sunt foarte bine construite, sunt complexe și mi-a plăcut și cum s-a terminat. Desigur, nu o să vă zic că nu vreau să vă stric toată distracția, dar mi-a plăcut foarte mult. Dacă găsesc cărțile, am să vi le las în link în bara de descriere. În ultima vreme, când am zis de astfel de link-uri, m-am și ținut cât de cât de ele. Așadar, dacă le găsesc, le găsiți și voi acolo. A doua carte pe care vreau să vă o prezint se numește Încuie toate ușile. Și dacă nu mă înșel, cred că am citit-o în 2022. Sper să nu vorbesc prostii, dar parcă prin 2022. Cealaltă, cred că prin 2019 a fost lecturată. Și este o carte destul de interesantă. O tipă ajunge să aibă o situație cam dificilă și se întâmplă să stea la un hotel care, dacă nu mă înșel, se numește Bartolomeu sau ceva de genul. Un hotel, cumva o casă pentru oameni bogați, un hotel pentru oameni bogați. Și despre acel hotel, ea citise o carte când era mică și rămânsese cumva cu o percepție foarte interesantă despre acel hotel. Chiar își dorea să ajungă vreodată să stea la acel hotel, dar fiind un hotel exclusivist, a uimit-o când a văzut un anunț într-un ziar, cum că caută pe cineva să stea acolo. Ideea era cu acel hotel, după cum spuneau proprietarii, că nu ar trebui să aibă nicio cameră care să fie liberă. Deci trebuiau ca în orice moment toate camerele să fie ocupate de cineva și din acest moment, din acest motiv, ofereau unei persoane random, dacă au pus afiș în ziar, clar că era random, oferea unei persoane șansa de a sta acolo și pe lângă șansa de a sta acolo, oferea și o plată pentru faptul că stai acolo, efectiv că stai acolo, te și plătea. Și banii știu că erau o sumă destul de mare, deci nu era ceva 2 lei, 3 lei, adică 2-3 dolari. Cred că erau undeva la vreo 1000 de dolari la 2 săptămâni sau ceva genul, deci vă dați seama că banii erau bani. Și tipa aceasta ajunge și stă acolo. La fel, o regulă era să nu aducă pe nimeni acolo la hotel în camera ei și o altă regulă era să nu deranjeze cum se numesc, ceilalți locatari ai hotelului. Ideea este că ea începe să își dea seama că totuși lucrurile parcă nu sunt așa de ok pe cât par, cu toate că din exterior totul părea așa bine și după află că mai multe persoane care au stat în acel hotel au cam dispărut
Și, na, vă dați seama că totul deja așa deja îi se părea foarte suspect. Până ajunge efectiv la final, am trecut prin atâtea stări, deci efectiv mă gândeam, ok, este vorba despre asta. Ajungeam până la un punct, nu este vorba despre asta, este vorba despre celălalt motiv. Nu vreau să vă le zic că v-a stricat toată gândirea, toată plăcerea de a citi, dar cartea este super construită la fel și ea. Și mi-a plăcut, cred că și ei am oferit 5 steluțe. După, mai am încă o carte care se numește Dispariția lui Daniel Tate și, dacă nu mă înșel, o am pe undeva. Cred că în partea de jos, nu știu dacă o găsesc eu pe aici. A, da. Nu o vedeți, stați așa, stați așa. Stați să vă dau un pic mai în jos. Așa, dacă vă uitați pe aici. O vedeți pe acolo. Așadar, îl avem pe acest Daniel Tate, care efectiv era un băiețel care la un moment dat a fost dat dispărut. Și în prezent avem un tânăr care se duce frumos la o poliție pe undeva printr-un stat. Cred că tot prin 2019 am citit carte, deci detaliile nu sunt chiar atât de clare, dar în linii mari cred că mi-aduc aminte foarte bine acțiunea acestei cărți. Și se duce acolo la poliție și declară: eu sunt Daniel Tate. Ca să fac așa o... Nu, nu o să vă mai zic, dar oricum titlul în engleză este foarte, foarte bine gândit. Asta am vrut să zic. Așa. Și se duce acolo la poliție, spune: eu sunt Daniel Tate. Cred că era totuși într-o altă țară. Cu siguranță era într-o altă țară, pentru că familia, și în ceea ce privește familia, discut despre, cred că fratele și sora lui mai mari, vin să îl recunoască, zic ei, că trebuia să îl recunoască, să spună, este sau nu este Daniel Tate. Și vin acolo în țara aceea, îl spun că da, este el, și după se întorc cu el acasă. Problema este că acasă ei își dau cumva seama că acest băiat minte și el, la rândul lui, realizează că sunt foarte, foarte multe secrete în acea casă. Finalul mi s-a părut a fi, la fel, extraordinar de bun și cartea în sine mi-a plăcut. Sunt așa niște chestii destul de greu de digerat în carte. Nu ceva să nu puteți trece peste carte, adică nu sunt așa cu detalii sculente, dar sunt niște chestii peste care este cam greu de trecut. Însă cartea în sine chiar mi-a plăcut foarte mult. Cred că și ei, la un moment dat, i-am oferit 5 steluțe. A patra carte despre care vreau să vorbesc se numește Pierdută pentru totdeauna și tot așa, dacă nu mă înșel, cred că prin 2019-2020, deci nu este o lectură așa prea veche, oricum eu cred că de prin 2017 am contul de Goodreads, așadar nu știu să vă zic dacă a fost ceva mai din trecut, dar cred că parcă prin 2017, nu, 2019 sau 2020. Și această carte este la fel destul de... Deci te ține cumva așa în suspans, dar te ține foarte bine în suspans și te face să gândești mai multe chestii, deci efectiv te aruncă dintr-o extremă în cealaltă. O avem pe această tânără care la fel dispare de acasă și rămâne în urma ei, rămâne o surioară mai mică, cred că, și părinții, vă dați seama, disperați și traumatizați, unde a dispărut copilul meu. Ea era adolescentă, parcă era adolescentă când a dispărut de acasă și după se întâmplă că ea revine acasă. Revine acasă în casa în care a crescut, efectiv se duce și bate la ușă, bună ziua, eu am venit. Da, vă dați seama, șoc și groază pentru părinți, șoc și groază pentru sora ei, dar începe la fel să li se pară că totuși este ea, dar nu este ea, sau de ce face ea, dacă este cine pretinde a fi, de ce face anumite lucruri. Ca de exemplu, avea un telefon pe care îl ținea secret și avea niște întâlniri secrete și tot așa, ea spunea că se ducea într-un loc, de fapt, de drept se ducea în alt loc și deja ridica anumite semne de întrebare. Finalul, la fel, m-a lăsat paf, m-a lăsat mască, extraordinar și finalul și mi-a plăcut foarte mult. Și vă recomand și pe aceasta dacă vreți așa o carte de genul. Și ultima carte din această listă este o carte pe care am citit-o în urmă cu mulți ani. Dacă nu mă înșel, cred că să fie undeva la vreo 10 ani, dar detaliile cred că încă sunt destul de vii în mintea mea.
Și de asemenea vreau să vă zic că este și un film făcut după această carte și se numește Înainte să adorm. Este, dacă nu mă înșel, este cartea de debut a autorului. Cred că este un bărbat care a scris această carte. Și această carte începe foarte interesant. O avem pe o femeie, personajul principal, care se trezește în fiecare dimineață și nu își aduce aminte nimic. Deci, efectiv, se trezește, se uită în oglindă, se vede bătrână, ea, ultima ei amintire, era undeva, cred că dacă nu mă înșel, pe la vreo 19 ani, cam așa, 19-20 de ani, când era tânără. Acum, uitându-se în oglindă și văzându-se femeie în toată firea, undeva, cred că la vreo 35 de ani, cam așa, oricum, cred că ceva de genul, sper să nu vorbesc prostii, uitându-se în oglindă și văzându-se femeie în toată firea, vă dați seama că o apucă disperarea și găsește prin casă bilețele, nu te speria, totul este în regulă și primește bilețele de la soțul ei, parcă sau de la ea, nu știu, cineva, nu mai rețin sigur, v-am zis că sunt mulți ani de atunci. Ideea este că cumva este adusă în prezent cu informații. Că ai avut un accident, că s-a șters memoria de lungă durată, se șterge, deci a rămas cea de înainte de accident sau ceva de genul și de la o zi la alta uită tot ce se întâmplă. Ideea este că, da, ok, ia lucrurile ca atare, încearcă cumva să-și dea seama ce se întâmplă, dar încearcă într-un final să ia lucrurile ca atare și să trăiască așa. Problema este că, la un moment dat, găsește în casă, undeva ascunse, parcă într-un dulap, niște informații, cred că niște casete video, cred că niște înregistrări video, cred ceva de genul, lăsate de ea, de ziua anterioară, în care se îi spune niște lucruri foarte interesante din viața ei, să nu ai încredere în cutărică, vezi, du-te în cutare loc și tot așa. Și cartea, desigur, ca de fiecare dată, cartea este mai bună decât filmul, așadar eu, dacă vreți să vedeți și filmul, eu vă recomand prima oară să știți cartea, pentru că o să vă luați așa doză și de suspans și final, o să vă placă mult mai mult, dar v-am zis, vă ține așa cu sufletul la gură, finalul te lasă mască, așa o trezire la realitate. Și tot ca această carte, am mai văzut eu așa ceva, un film asemănător, inspirat, dar cam tot în ideea aceasta adus și el acum, dacă este să le pun așa cap la cap. Bun, cam acesta a fost videoclipul pe care am vrut eu să îl filmez astăzi pentru voi. 12 minute, nu vreau să mă întind prea mult, pentru că știu că nu sunt multe persoane care iubesc cărțile, care doresc să audă despre cărți și așa. Mie îmi plac la nebunie, dacă ar fi după mine și aș putea să, cred că dacă ar fi să aleg eu meseria mea pe care aș putea să o fac până la adânci bătrânețe, fără nicio problemă, ar fi să fiu bibliotecară. Cred că, dar problema ar fi că nu aș da cărți să le citească oamenii, decât după ce le-aș citi eu. Vinovată, recunosc. Așadar, eu v-am zis, despre cărți pot să vorbesc foarte, foarte mult. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Spuneți-vă, rog, dacă ați citit și voi vreo carte din cele pe care vi le-am recomandat, dacă ați citit care v-a plăcut, care nu v-a plăcut. De asemenea, dacă aveți recomandări de thriller, spuneți și mie, pentru că, în mod normal, cred că sunt așa pe locul întâi în ceea ce privește lecturile mele. Thrillere, după aia vin fantasy, dar acolo, în ultima vreme, nu prea am citit prea mult fantasy. O să fac și o listă cu cărți fantasy, dar nu știu ce să zic, încă s-au în dubii așa cu ea și desigur o să mă mai vedeți pe mine în acest format și cu o listă cu 5 cărți care m-au făcut să plâng, așadar nu știu care o să vină primul videoclipul, dar stați pe aproape că o să-l vedeți și acela. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și îți doresc o zi bună, pa, pa!